Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunde a lucrurilor. Iar slavă împăraților, stai în cercetă a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Ieri am terminat și spuneam că s-ar putea să te gândești când zic modul natural de a trece la nivel e de a găsi o persoană care este la un alt nivel și de a merge un drum cu ea, un drum de fapt unde mergeți ca învățător și ucenic și la un moment dat în acel drum se va întâmpla trecere la alt nivel. Și s-ar putea să te gândești, pe uite, nu cunosc. Nu știu la cine, cu cine vorbi. Hai să zic un lucru. Mai întâi, fii sigur sau sigură că vrei să fii învățat. Fii sigur și sigură că vrei să fii învățat. Pentru că s-ar putea într-adevăr să-ți dorești să treci la alt nivel. Dar poate nu ești gata să fii învățat. Nu ești gata să fii în acea poziție de ucenic. Unde nu este totdeauna plăcut. Nu știu cum a fost pentru Samuel. Avea într-un fel două frații mari, așa. În sensul că fii preoții lui Eli erau mai mari decât el. De erau niște oameni rei. Și totuși el trebuia să asculte și să facă ce trebuie să facă corect în templu. Nu cred că era simplu sau ușor. Poate uneori erau sarci în care ăștia două nu vreau să le facă. Și spuneau lui să le facă. Nu era plăcut. Cum David, cel mai mic dintre mai mulți frați, dar cine este trimis la mirosul de oi? El. Cine este trimis la pericolul de la război? El. Deci, mai întâi fii sigur, cum zice Domnul Iisus, dacă vrei să mergi la război sau să construiești, așează-te și fă-ți socoteală. Fii sigur că vrei cu adevărat să fii învățat. Dacă vrei doar să culegi informații, du-te pe Amazon, sunt cărți, citește. Există lucruri care poți să iei din cărți. Dar există lucruri care poți să iei doar de la anumiți oameni. Cărți sunt bune, am și eu, citești și eu. Dar cu experiență știu că există lucruri care nu voi găsi în cărți, care există într-un om. Deci, fii sigur că vrei să fii învățat. Și dacă ești gata să fii învățat, roagă-te lui Dumnezeu să conducă pașii tăi. Și spui, uite, Doamne, vreau să fiu învățat. Ajută-mă, vreau să trec la alt nivel. Condu-mi pași. Către tine, către cine poți să mergi? Pentru a învăța mai mult despre Biblie, pentru a avea râvnă, pentru rugăciune, pentru lucrurile care știi unde vrei să crești. Acum trebuie și să înțelegi că persoana sau persoana la care te gândești, unei poate vor fi disponibile, unei poate nu, pentru că alții s-au dus înaintea ta. Și acum persoane respective nu au timp pentru alți. Și continui căutarea ta. Dar cine caută, găsește. Dar ziceam ieri, nici Saul nu-l cunoștea pe Samuel. Hai să citesc
Suntem toți în cartea împăraților. Ți-am zis, cartea împăraților e o carte. Ah, nu, asta o să fie... stai așa. Da, o să fie cartea împăraților. Sau... în cartea lui Samuel. Ah, de data asta mergem. În cartea lui Samuel. Ok. 1 Samuel. Capitolul 9. Și citim așa. Versetul 5. Samuel s-a dus să caute măgarițele tatălui său, da? Și nu l-a găsit. La versetul 5, ajunsese în țara Tuf, când Saul a zis slujii care îl însoțea: haide să ne întoarcem, că nu cumva tatăl meu, lăsând măgarițele, să fie îngrijorat de noi. Sluga i-a zis: iată, în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază. Tot ce spune el, nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el, dar poate ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. Deci, Samuel, Saul vrea să se întoarcă acasă, că nu a găsit măgarițele. Dar cel care era cu el zice: am auzit, este un om al lui Dumnezeu, în acea cetate. Mereu există un om al lui Dumnezeu într-o cetate. Zic din nou, mereu există un om al lui Dumnezeu într-o cetate. Poate nu este unde stai tu, dar există undeva. Și Saul acum află de un om. Nici nu se spune numele. Se spune, e un om în locul respectiv care le poate spune drumul în care să merge. Și Saul putea să aleagă: nu, mă iau după decizia mea, hai să ne întoarcem, de 3 zile tot căutam, n-avem nimic. Dar Saul acceptă să se ducă la omul lui Dumnezeu pentru a fi învățat care drum, pe ce drum trebuie să meargă. Dar uite ce zice Saul. Saul a zis slujii sale: dar dacă mergem acolo, ce să aducem omului Dumnezeu? Căci nu mai avem merinde în saci și nu avem niciun dar de adus omului Dumnezeu. Ce avem? Interesant mentalitatea lui Saul sau mentalitatea oamenii de atunci. Deci, ok, tu vrei să mergem la el, să ne arate drumul care trebuie să urmăm, dar noi ce îi aducem? Și versetul 8, sluga a luat din nou cuvântul și a zis lui Saul: uite, eu am la mine un sfert de siclu de argint, îl voi da omului Dumnezeu și ne va arata drumul. Bineînțeles că Samuel îl aștepta pe Saul pentru că avea un mesaj pentru el, nu aștepta darul lui Saul, da? Dar era important atitudinea cu care ei s-au dus. Și se întâmplă lucrul următor, e foarte interesant. Când au ajuns, Saul a zis, versetul 10, slujii sale, ai dreptate, haide să mergem. Și s-au dus în cetate unde era omul lui Dumnezeu. Pe când se sua ei spre cetate, au întâlnit niște fete care ieșiseră să scoate apa și le-au zis: aici este vânătorul. El a răspuns: iată, înaintea ta. Versetul 13, când veți intra în cetate, îl vei găsi înainte ca să suie la locul înalt să mănânce. Versetul 14, și s-au suit în cetate. Adică citesc toate astea să-ți arat. S-au dus în cetate. Nu exista WhatsApp. Nu exista, Samuel, dă-ne un share location. Nu. Știau doar că în cetatea aceasta este un om. Și s-au dus să-l caute. S-au dus, au întrebat stânga-drept. Și l-au găsit.
Sau poți să spun, el i-a găsit, că i-a așteptat. Uite ce se întâmplă. Tocmai, versetul 14, tocmai când intrau în poartă cetății, a fost întâlnit de Samuel, care ieșea să se suie pe înălțime. Dar cu o zi mai înainte de venirea lui Saul, Domnul înștiințase pe Samuel și zisese, mâine la ceasul acesta îți voi trimite un om din țara lui Beniamin și să-l ungi drept capetine a poporului meu Israel. Versetul 17. Când a zărit Samuel pe Saul, Domnul i-a zis, iată omul despre care ți-am vorbit, el va domni peste poporul meu. Saul s-a apropiat de Samuel la mijlocul porții și a zis, arată-mi, te rog, unde este casa văzătorului. De din nou, întreabă, caută, întreabă. Samuel a răspuns lui Saul, eu sunt vazatorul, suie-te înaintea mea, pe înălțime, și veți mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci și îți voi pune tot ce se petrece în inima ta. Întâlnește Saul un om care îi spune, ok, care începe să-i dea anumite instrucțiuni. Îi spune, tu rămâi, mănâncă cu mine mai întâi, o să spun ce se petrece în inima ta. Și la versetul se duc acolo, mănâncă împreună. Versetul 25, după ce au mâncat împreună, au stat la masă împreună, s-a coborât apoi pe înălțime în cetate și Samuel a stat de vorba cu Saul pe acoperișul. Da? Apoi s-au sculat zis de dimineața și în revărsatul zorilor, Samuel a chemat pe Saul de pe acoperiș și a zis, scoală-te și te voi însoți. Saul s-a sculat și au ieșit amândouă el și Samuel. S-a coborât la marginea cetății, Samuel a zis lui Saul, spune slujii tale să treacă înaintea noastră. Și sluga a trecut înainte, oprește-te acum. A zis iar Samuel și îți voi face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Deci, au stat împreună, au mâncat, au mers un drum împreună și la sfârșitul acestui drum, Samuel care s-a dus la omul lui Dumnezeu, ca omul lui Dumnezeu să-i arate drumul care trebuie să urmeze. Când se întâlnește cu omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu nu îi spune drumul. Îi zice, vino, mănâncă. Asta e pentru tine. Ok, hai să stăm de vorba, stau de vorba. Stai aici, mâine o să-ți dau drumul. Samuel putea să spună, pe nu, eu am venit să iau răspunsul, mă așteaptă tata, trebuie să mă întorc acasă. Nu. Saul a tăcut. A știut cine este învățătorul și cine este ucenic. Când i-a zis mănâncă, a mâncat, când i-a zis stai, vei pleca mâine, a stat și a plecat a doua zi. Putea să zică, pe tatăl meu mă așteaptă, nu știu ce. De fapt, la versetul 19, suie-te înaintea mea pe înălțime și veți mânca astăzi cu mâine, mâine te voi lăsa să pleci. Deci întâlnești un om prima dată, îți face programul, zice, tu pleci mâine. Nu azi, nu cum ai planuit tu. Ok. Acum, la versetul 10, vezi, el a venit la omul lui Dumnezeu ca să-i se arate drumul care trebuie să urmeze. Dar nu s-a arătat imediat. A trebuit să petreacă timp. Deși a fost un timp destul de scurt, a trebuit să petreacă totuși un timp. Să stau de vorbă, să stau la masă. Și uite ce se întâmplă. Versetul, capitolul 10. Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a salutat și a zis, nu te-a uns Domnul ca să fie capetenia moștenirii lui. Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Israelei, în otarul lui Beniamin, la Tzela. Ei îți vor zice, măgărițele pe care te-ai dus să le cauți s-au găsit și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe și este îngrijorat de voi. Și zice, ce să fac pentru fiul meu? De acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmplat de trei oameni sfiindu-se la Dumnezeu, în Betel. Și ducând unul trei iezi, altul trei turte de pâine, ia unul un butuf cu vin.
ei te vor întreba de sănătate și îți vor da două pâini pe care le vei lua din mâna lor. După aceea vei ajunge la Gilbea o Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proci coborându-se de pe înălțim pentru jertfă, cu laute, tâmpane, fluiere și cozbe înaintea și porocim. Duhul Domnului va veni peste tine. Vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om. Când ți se vor împlini semnele acestea, faci ce vei găsi de făcut, căci Domnul este cu tine. A venit pentru un drum și proroc îi da drumul. Îi spune, uite, vei merge aici, se va întâmpla asta. Vei ajunge aici, se va întâmpla asta. Vei ajunge aici, se va întâmpla asta. Când se întâmplă toate astea? Ești prefăcut într-un alt om. Ți-am zis, ajungi la un alt nivel după un anumit drum. El a avut un drum cu Samuel, deși apoi Samuel îi spune, ok, continuă mai departe, dar tot la sfârșit acestui drum, e prefăcut într-un alt om, a trecut la alt nivel. Dar pentru asta trebuia să întâlnească un om. E modul normal, natural de a trece la alt nivel. Pentru că prin acest sistem, cei care sunt mândri, nu? Așa se zice, da? Sunt deja descalificate. O fi tu vazătorul, da? Eu vreau să mă întorc acasă azi. Nu, pleci mâine. Păi de ce nu-mi spui acum ce am? Nu, n-am nevoie să-ți explic. Mâine pleci. Dacă sau nu pleca înainte, în acea zi, nu se turna un de lemn pe capul lui, nu prima drumul care trebuie să-l urmeze. Dar Saul, cel puțin la început, avea o inimă blândă sau o inimă ascultătoare, o inimă de ucenic. A întâlnit un om și a trecut la alt nivel. Dumnezeu să te binecuvânteze.